Noi trebuie să privim lucrurile sinergic. Coltern, Retim și acest incinerator vor trebui să lucreze sinergic, astfel încât să putem, în ipoteza nemajorării prețului la gaz și la cărbune, să scădem prețul gigacaloriei. Incineratorul va permite valorificarea deșeurilor. Incineratorul de deșeuri va fi amplasat lângă CET Sud, iar o parte din deșeurile de la stația de sortare vor ajunge direct acolo pentru a fi valorificate. Aici ar urma să fie produsă energie termică și electrică pentru Timișoara. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 60 de milioane de lei, iar investiția va fi suportată de firma care a câștigat licitația, urmând ca municipalitatea să restituie banii eșalonat.